băgat apa pe banii noștri, canal tot. Și acum ne-o stricat căsele și-o lăsat copiii a nimănui, nici nu-o interesează. De câți ani stați aici? Păi eu aici am îmbătrânit și fata mea aici s-a născut. Și am nepot care e la școală, la liceu. O strica căsile. Și dacă era locul lor, aici au lucrat bunicii noștri la fabrica de cărămidă. Și acum ne scoate afară din căsile noștri. De ce nu ne-o dat nouă ca să plătim, să ne facă contracte, să plătim chirie? Și acum ce faceți în seara ce asta? Ce să facem? Sunt cerul liber. Aici trăim de atâția ani de zile, copiii mei au fost foarte mici când au fost aici. Păcat că n-am pozat să vă arăt că aici au crescut copilașii mei de mici și e păcat să, că și un câine are un adăpost, iar noi ne scos în timp de iarnă afară cu atâția copilași, avem servicii, putea să ne facă și noi din containere ceva, ca să nu ne scoată afară, că de-aia am venit aici, că suntem năcăjiți și n-am avut unde să ne facem în altă parte. Ne dă jos în vreme de iarnă, avem copii mici. Dumneavoastră de cât timp aveți aici? De 25 de ani. V-au dat și somații până acum sau e prima oară când auziți de asta? Mi-au dat somații, dar n-am unde să mă duc. La câinii am dat drumul, porcul l-am vândut. Uite, la băiatul ăla l-am vândut porcul. Deci ați avut și animale și tot? Am avut și ceva găinuțe. Nu. Copii aveți? Am 4 copii. Acum, ce faci? De tot am fost. Nu vine nimeni să se intereseze de noi. Ce facem, cum facem. Numai ne-am trezit că ne pune afișuri, vine și ne țipă cu picioarele în ușă, ne pune sigiluri pe noi, ca mai rău ca pe animale. O pus sigil pe ușă, oamenii în casă puneau sigilul și nu le mai dau voință să intre în casă. O spus să mănânce, dar când am venit tot de mult la acasă. Ce face? Unde mâncăm mâncarea asta? Afară? Ne doare inima, ne îmbolnăvim de supărare, să vezi că ți-o rup căsile. Ne îmbolnăvim. Să-și facă milă de noi, că n-avem unde să plecăm. Și copilașii ăștia au rămas pe drumul. Vine iarna și ne-i frig și n-avem unde să ne ducem. Să-i dea Dumnezeu sănătate și să dea Dumnezeu să fie bine, să reușească să-și facă aici. Să vină să ne ajute. Dar să-și facă milă și de noi, că n-avem unde să plecăm. Dumnezeu și Maica Domnului să o binecuvinteze. Să aibă Dumnezeu milă de ea, să lucre la inima ei, să facă milă de acești copilași, care sunt, nu sunt toți aici, că sunt la școală copii. Noi nu vrem ajutor social, vrem să muncim, să ne ținem copii, să plătim și noi taxe, ca și oricare alt om, dar măcar să ne ajute cu jumătate dintr-o chirie, cum se face și în alte țări. Toți copiii merg la școală, sunt curați, merg la grădiniță, părinții la fel merg la lucru, nu merg cu cerșitul. Mă curc aici. Dacă mă plouă în casă până... Ce să fac? N-aveți nicio altă variantă, o rudă undeva unde să mergeți? Unde? Mă duc... Unde mă duc? Mă duc la mama. Și cum fac naveta cu ei la școală? 60 de kilometri.